România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, săptămâna asta o să vorbim despre mafiile care ne usucă și usucă România. Acești paraziți care ne împiedică să avem o țară normală și care ne-au oprit dezvoltarea. Și de statul care li s-a predat în mare măsură. Sau care face parte din mafie. Țineți minte că domnul Bode nu a prins niciun fir după atentatul cu bombă din România. Nici astăzi nu știe cine e și de ce un om a fost aruncat în aer. Avem speculații, dar și incapabili peste măsură. Am spus atunci că dacă treaba asta nu se rezolvă repede și cu exemple grele, impactul asupra societății românești va fi teribil. Iar evenimentele de la finalul săptămânii trecute o dovedesc cu asupra de măsură. Doi jurnaliști și un activist de mediu au fost călcați în picioare la propriu pentru că făceau o treabă în care ei credeau. Nu are importanță dacă aveau sau nu dreptate, dacă ancheta lor este pe o pistă corectă sau nu, importantă este reacția celor din jur aici. Asta judecăm astăzi. Ce fel de țară este aceea în care 20 de oameni vin cu topoarele și bâte și îi calcă în picioare? E o țară în care frica de lege nu există, iar acei oameni nu sunt cetățeni onorabili, ci partea unui sistem mafiot. O să reiau un pic mai încolo povestea, căci o să-l avem la telefon, cred că l-avem deja, pe Mihai Dragolea, jurnalistul care a trecut prin acest episod alături de cameramanul său, Radu Mocanu, și de activistul Tiberiu Boșutar. Dar vreau să vă mai zic ceva. Inițial, poliția i-a reținut pe agresori, i-a pus sub control judiciar, apoi însă procurorul. Da? Adică nu a mers cu ei la instanță, n-a făcut cerere de arestare preventivă. După tot ce s-a întâmplat acolo, doar control judiciar. S-au stârnit reacții, a vorbit domnul Bode, s-a exprimat domnul Câțu, dar știm că asta nu mai înfricoșează pe nimeni. Reprezentanții Comisiei Europene au zis și ei ceva, da, iar domnul Iohannis a fost la golf, după cum bine știți. Astăzi o să vorbim despre acest lucru. Vă puteți înscrie deja la 0372069599 și să spuneți cum vă explicați aceste cazuri de violență extremă. Cum arată, domnule, mafia din pădurile României și au autoritățile vreun control asupra acestui lucru sau s-au predat? Înainte de a mai spune orice, îl salut pe Mihai Dragolea, omul implicat în toată povestea asta. Salut! Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. O singură mențiune. Ce-am greșit? Aici sunt n-am greșit nimica. Sunt împreună cu Tivi și cu Radu și Radu nu e cameraman, e și suntem coregizori în treaba asta. Amândoi și filmăm și montăm, dar bine, el acum e mai mult cameraman decât mine, că eu nu mai am cameră. Am înțeles. Descrie-ne un pic întâmplarea ca să înțeleagă toată lumea, Mihai. Și salut și pe cei doi care sunt alături de tine. Bună ziua! Bun, atunci încep eu și după aceea că colegii mei pot să preia, fiindcă eu am stat practic cel mai puțin acolo. Împreună cu TV Boșutan, președintele Asociației Legea Codrului, am mers într-o pădure din zona Vatra Dornei, unde un localnic i-a semnat acestuia o neregulă într-o anumită parcelă. Am ajuns acolo și ne-am uitat în jur, auzeam niște mașini venind din vale și Tibi ne spunea că e șeful de acolo împreună cu proprietarul de pădure care vin să aibă un dialog constructiv cu el vis-a-vis de situația de acolo. Dar cam după 10 minute în care tot am auzit mașinile, am dat seama că de fapt sunt vreo 20 de inși cu băte și topoare în mână, care, cum ne-au văzut, au zis: oprește camera, vă omorâm. Și efectiv într-o câteva secunde erau cu toate butele și topoarele deasupra noastră. Noi am intrat în dusterul lui Tibi, dar dusterul nu prea a ținut piept ăstora și au reușit să deschidă ușile. Eu vedeam din spate cum pe Tibi loveau cu tot felul de bute, cu picioare, cu pumni. Noi încă țineam de ușă, dar au reușit să deschidă ușa, portiera din spate, l-au tras pe Radu afară. Radu ținea atunci aparatul în mână, aia a fost ultima oară când a văzut aparatul. După aceea au deschis și ușa de la mine, mi-au aplicat un pumn direct în figură, o palmă pe spate și după aceea mi-au zis că eram sigur, mie mi se derulau în cap toate cazurile în care
oamenii au murit în pădure fiindcă au descoperit ceva ilegal și cei care făceau fapta au decis că să-l omorâm, că e mai ușor așa. Și atunci am zis, cineva trebuie să sună la 1-2, siguranță aici ne găsim sfârșitul, și m-am aruncat într-o râpă plină de vegetație și am reușit să scap ca să sun imediat la 1-1-2. Eu stând acolo în râpă ascuns, auzeam mai la deal cum unul dintre agresori urlă în continuare la Tibi, cred că ăla era chiar cel lucrător silvic, domnul Legeu, avea o agresivitate incredibilă. Stai un pic ca să înțeleg, Mihai Dragolea, unul dintre agresori este lucrător silvic, adică... Da, și aici aș vrea să... Deci eu, asta am făcut eu, a venit poliția n-a mai spus niște bețe roate, cum că a spus așa, că totuși poliția vine la timp și suntem în viață datorită că a venit poliția să nu exagerăm, dar au și așa la început, câțiva, cel puțin câțiva dintre agenți 1-2 ne-au mai zis că, bă, ce contează acolo, că dacă avem mai pădure sau dacă e pădure privată. Na, nu știau legea și aveau și așa... Înțelegi ce vreau să spun. Dar acum vreau să dau cuvântul lui Tibi și lui Radu, care au stat acolo mai mult, să vă spună ei, să vă spună singura lor ce s-a întâmplat. Tibi Boșutar, tu ai sunat la această emisiune acum 3 luni de zile, da? Când stăteam de vorbă fix despre ceea ce înseamnă pădurile României și ne-ai relatat experiența ta și cazurile tale, singur ai sunat atunci la România în direct, asta fac o precizare pentru ascultători, înțeleg din relatările existente că ai fost supus unor umilințe de-a dreptul groaznice în momentele respective. Deci eu încă să cred că cei care ne-au atacat au considerat că umilința depășește omorul. Și de-aia au folosit umilința. Pentru că ei ne dădeau cu topoarele în cap, eram așa, la secundă, să ne trezim cu topor în fiind lângă ureche. Dar dezbrăcându-ne și cum era, ce vreau ei de fapt? Să mă trimită gol, să merg spre sat, în condițiile în care s-auzeau alți localnici care urcau. Dar localnici, când zic localnici, mă refer la orare mai mare. Vreau să fac aici o paranteză, că sunt tot felul de discuții despre natura proprietății în care am fost noi. Noi în România, când vorbim despre pădure, nu e un lan de porumb. Pădurea în codul silvic e trecută ca fond forestier național, 7 milioane de hectare. Și este exact aceeași lege pentru toate 7 milioane de hectare. Nu mai contează dacă e vorba de pădure, proprietatea statului sau proprietatea UAT-urilor. Deci e fond forestier național. Iar aceeași lege, de asta voi aveți puterea dată de jurnalism să investigați astfel de fapte. Mai mult decât atât, noi știm foarte bine că fondurile forestiere sunt administrate de ocoale silvice. Și într-adevăr există stipulat că poți intra în fond forestier cu acordul administratului. Nu întreabă nimeni pe proprietar. Bun. Și noi n-am intrat în fond forestier, eram pe un drum care putea duce în alt sat. Era un drum care au trecut pe lângă o mină, era un drum de tranzit și noi în locul ăla ne-am oprit și am sunat inginerul să vină să mergem împreună în fond forestier să clarificăm problemele. Am văzut că ești foarte rău bătut, am văzut niște fotografii. Te simți bine? Păi, vineri, joi m-am simțit viu. Acum încep să mă simt bine. Am înțeles. Dar... Eu n-am nociunea frice. Un singur lucru te întreb. Cum îți explici că acești oameni sunt în continuare în libertate și o să trec imediat la dezbatere, le spun ascultătorilor noștri? Cum îți explici? Asta nu-mi explic. Ok. Mulțumesc pe Radu. Asta nu-mi explic. Asta dovedește, eu încerc de ani de zile să transmit de la Suceava spre București ce se întâmplă acolo. Radu Mocanu este alături de voi. Dăm voie să spun și o vorbă. Înțeleg că ai suferit de amnezie o zi sau două după toată întâmplarea asta. Astăzi ești bine? Astăzi sunt bine. Bine, nu sunt, adică sunt bine. Acum, na, încă nu știu unde mi-am pierdut portofelul. Acum asta e o glumă, așa. Mi-am căpătat un pic umorul. Sunt bine, dar chiar nu știu unde portofelul încă-l caut. Sunt bine. Într-adevăr am avut, adică sunt ore întregi pe care nu mi le amintesc. Ieri, de pildă, am găsit niște imagini pe care eu le filmasem după incident, la câteva zeci de minute după incident. Am văzut că eu filmam acolo pe deal, dar eu nu mi-am amintit, nici acum nu mi-am amintit, când am filmat acele clipulețe.
le-am găsit în telefon, uitându-mă în telefon ieri după masă. Și da, este un pic, da, bineînțeles că da, spiritura cea mai mare a trecut, dar da. Aveți grijă de voi. Îmi revin. Aveți grijă de voi și sper să ne avem, să avem ocazia să ne întâlnim în acest studio din ce în ce mai mult sau cu toți trei. Vă mulțumesc încă o dată, să-i rog și pe colegii mei de la Piața Victoriei, dacă pot să se ocupe mai mult de acest caz. Vreau să dau drumul la dezbatere. Vreau să vorbească oamenii despre chestiunea asta. Ceea ce ați auzit astăzi sunt mărturiile a trei oameni maltratați și torturați în România, pentru că se poate. Știți care e impactul asupra societății când aude lucrurile acestea? Impactul asupra societății este că nu va mai vrea să relateze, să raporteze autorităților astfel de cazuri. O să ne omoare, o să spună. Și dacă nu ne omoare, uite că sunt în libertate și nu fac nimic. 0372069599. Haideți la România în direct în acest moment. Cum vă explicați aceste cazuri de violență extremă? Cum arată mafia din pădurile României? Au pierdut autoritățile controlul asupra acestor situații sau nici măcar nu vor să-l exercite? Da? Haideți să vedem. 0732069599. Claudiu? Îl avem pe Claudiu? Salutare, mulțumesc că ai așteptat, dar am vrut să auzi, Claudiu. Salut! Claudiu? Nu-l avem. Hai să vedem. Să te rog să-l verifici pe Claudiu Marcela. Denis, salut, ești acolo? Salut, Cătălin, m-auzi? Da, te aud. Mulțumesc că ai așteptat, dar am vrut să auziți aceste mărturii. Ok. După părerea mea, o mare parte din vină o poartă autoritățile, fiindcă dacă nu se ia măsuri drastice la cazuri din acestea, n-o să se întâmple nimica. De exemplu, n-o să intru în subiectul cu pădurile, decât o să vorbesc despre autorități. Acum, nu mai știu, o săptămână, două, trei, pe autostrada Brașov-București sau pe acolo, a fost un șofer cu 288 de kilometri la oră, prins de radar, un record. Ce s-a întâmplat? O amendă și permis suspendat pe 3 luni. Ca da. Exemplu, este un caz celebru în Germania, unde un șofer a fost prins cu 350 și ceva de kilometri la oră și pentru a-l prinde, poliția germană a cumpărat un radar pentru că nu aveau. Uite, noi aici ne exprimăm opinii, da? Ce crezi tu, sau cum crezi tu că ar fi trebuit să reacționeze autoritățile noastre în acest caz? Rețineți, mie mi-a fost rușine să-l întreb pe Tiberiu Boșutar ce a pățit acolo. Dar ați înțeles, nu? A înțeles fiecare dintre noi ce s-a întâmplat acolo, da? În primul rând, eu cred că avea un impact mult mai mare pentru data viitoare, când se gândea cineva să bată pe cineva sau să facă o chestie din asta, dacă toți cei care au fost implicați și n-au făcut nimic, fie că și au filmat decât, nu s-au uitat, nu că i-au bătut la propriu, erau arestați preventiv. Nu control judiciar. Și aici este vina numai a procurorilor, pentru că chestii de ăștia nu se întâmplă de astăzi, se întâmplă de mult timp. De exemplu, era o știre acum câteva săptămâni despre un polițist care a fost amenințat și procurorul amenințat de un șofer în trafic, îl găsește el în timpul liber și îl bate și procurorul a decis că nu este un pericol. Știi că în cazul ăsta, mulțumesc tare mult, Denis, drum bun. În acest caz, oamenii care i-au bătut pe acești trei cetățeni din România, activiști, jurnaliști, i-au amenințat cu moartea acolo, da? Și i-au spus, Tiberiu Boșutar, apropo, locuiește în zona respectivă, adică în județ, e ușor de aflat unde locuiește. Nu mă pricep atât de bine la munca procurorilor, nu le înțeleg chiar pe toate. Sunt atent la nuanțe și consider că sunt un om echilibrat. Dar aveți dumneavoastră un răspuns, domnul procuror, dacă v-aș întreba astăzi de ce nu s-a mers la instanță? De ce doar control judiciar când amenințările sunt cu moartea? Iată ce se mai întâmplă în România în ultimii ani, în ultimii 5 ani. Numai puțin de 187 de agresiuni și violențe împotriva unor pădurari sau apărători de mediu. 187.
un pădurar bătrut în, în propria-i curte, da? De-aia au intrat hoții de lemne peste el. Mai țineți minte și imaginile cu acel pădurar atacat în pădure? Sau pe Alex Dima, care povestea că au vrut să-l omoare în pădure și l-au fugărit acolo. Gheorghe, salutare, ești la România în direct. Cu tot respectul, domnul Stribea, Gheorghe Mihail este numele meu. Sunt directorul Direcției Silvice Vâlcea, am fost manager RomSilva România și despre lucrurile care dumneavoastră vorbiți, eu le-am trăit. Vă ascult. Am trăit pentru că am fost în pădure, când a murit pădurarul, lângă, aproape de locul unde a murit pădurarul de la Baia Mare. Mă întorceam de la Viena, de la UNESCO, unde prezentase pădurile valoroase ale României. Așa a fost să fie. Ziua mea a murit un alt pădurar la Iași. Eu însumi am fost agresat. Sunt de meserie silvicultor, inginer silvic, absolvent al școlii de la Brănești și apoi al școlii de la Brașov. Și spun așa, că acolo unde apare violența au dispărut argumentele, au dispărut dialogul. Păi, a dispărut... Acum eu am îndoiel că oamenii aia voiau să facă dialog acolo, adică când iei topor în mână... Știi ce se întâmplă, domnul Strivlea? Când te duci în grădina unui om, așa, înainte de toate trebuie să-l vezi cine-i stăpânul, cine-i proprietarul. Ok. Pentru că chiar dacă nu are unii puși la poartă câine rău, o să aibă câini răi. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Un interes public nu poți manifesta atât de pregnant, deși pădurea în spațiu public, domnul Stribea, este văzută ca un spațiu public. Adică ce spuneți dumneavoastră, domnul Mihailescu, că oamenii aia n-aveau ce să caute acolo sau că trebuiau să ceară voie sau cum? Puteau să ceară sprijinul autorităților, domnul Stribea. Așa a început discuția, că în momentul în care au ajuns la parcela aceea de pădure, l-au sunat pe inginerul silvic de acolo sau cine a zis domnul Boșutar, pe cineva de la silvic, da. Inginerul silvic nu este o autoritate acolo în acel moment. Autorități sunt gărzile forestiere, poliția română. Autoritățile sunt altele. Acolo este un ocol de regim silvic, se numește ocol privat, care se supune unei legislații de mediu și are un stăpân, un proprietar care l-a angajat și un angajator. Dumneavoastră la Europa FM, aveți o politică editorială a firmei și respectați reguli. Eu nu pot să vin acolo cu parul și să-mi spun mie nu-mi place Europa FM, deși o ascult. Da, dar eu nu ies și eu cum par. Și stați puțin, că jurnaliștii ăștia n-au venit cum par. Stați așa o secundă, am vorbit că... mai devreme. Că ce, că eu avea... cunosc pe Boșuștar, pe domnul Boșuștar îl cunosc personal. Așa, și umblă cu pari la el? Sau... Nu, umblă puțin cu o violență verbală excesivă. Pe mine m-a făcut hoțul șefa României. Și a rugat să-mi justifice, să-mi argumentez. Da, de ce nu l-ați dat în judecată? Nu l-am dat în judecată, pentru că am avut un dialog instituțional cu domnia sa. Păi, cu atât mai mult. Dacă dumneavoastră... recorder, da. Și și-a retras cuvintele. Am înțeles. Dar acum cum dumneavoastră, cu tot respectul, îmi justificați violența acelor oameni sau ce să înțeleg din treaba asta? Nu. Eu v-am spus că acolo violența apare unde este lipsa argumentului. Okay. Dialogului. Da, deci dialogul îl poți face și la fața locului cu oameni care acceptă dialog la fața locului. Cum faceți dumneavoastră acum? M-ați trimit în casa dumneavoastră. Europa FM este casa dumneavoastră, eu sunt pe telefon. Și avem o discuție de argumente. Acolo puteau fi fapte ilegale. Puteau fi fapte la limita legii. Și de o parte și la alta. Nici eu, nici dumneavoastră, nici ONG-urile nu suntem îndreptățiți să le constatăm. Le putem povesti. Le putem vorbi. Să știți că eu și colegii mei care fac profesia asta de jurnalism, de investigații și pentru care am un mare respect, au dreptul să constate lucrurile astea, da, dacă văd nereguli. Da. Că noi nu suntem factori polițienești să înștiințăm autoritățile. Ne facem meseria. Da, ne facem meseria. Ne facem meseria. Dacă nu vă convine cum ne facem meseria, și aici nu vorbesc doar de dumneavoastră, vorbesc de toți oamenii care au o pădure sau alte proprietăți, sunt legi care ne obligă să respectăm atât proprietatea privată, cât și demnitatea umană. Despre acest lucru vorbeam și eu, domnul Stribla. Păi da, respectul regulilor. Uitați, au intrat pe proprietate privată și și-au asumat
riscul să nu găsească un proprietar înțelept și înțelegător. Da, unul care să respecte legea. Să știți că sunt și din ăștia. Da, păi, și văzut, nu știu, adică dumneavoastră îmi spuneți acum, domnule, dacă intră cineva în pădure, dacă este vreun ONG din ăsta și vede ceva nelegal în pădure, aia să mai știi că poți să iei și o bătaie. Ați interpretat. Păi cum? În pădurea statului este liber să intre pentru că este asimilată spațiului public. Păi din păcate, și foarte cealaltă... mulți proprietari privați nu și-au făcut de limitări de proprietate. Nu și-au făcut. Și atunci orice om care se plimbă prin pădure, și sunt destul de mulți, și vă spun eu, într-o zonă extrem de mult accesată de către turiști, unde am patrimoniul natural UNESCO, unde am două parcuri, oamenii merg peste tot. Și firesc că ei nu știu hotarul între o proprietate delimitată și una nedelimitată, nefiind gar, nefiind nimica. Chiar dacă apare un panou acolo, atenție, proprietate privată, este extrem de greu într-o pădure, unde sunt 5 lungi de 5 km, să știi unde se termină unul și unde se termină altul. Să nu strivea. Dumneavoastră nu garantați decât pentru dumneavoastră ca și mine. Eu mă bazez... Nu garantez pentru asta. Bun. Domnule Mihailescu, mulțumesc tare mult. Gheorghe Mihailescu a fost unul dintre șefii companiei RomSilva. Am primit sesizările voastre de-a lungul timpului că v-ați dori foarte des să mai auziți oameni care lucrează în domeniu. O să mă gândesc cumva să ne strângem la un loc și profesioniști care lucrează în domeniu, care aveți o expertiză asupra acestor lucruri, cât și oameni care sunt activiști de mediu. Încerc să fac această emisiune deschisă tuturor și cât de mult se poate echilibrată. Am plecat în discuția noastră de la cazul din Suceava, unde doi jurnaliști și un activist de mediu au fost bătuți. Agresorii sunt în libertate, ei investigau, spun, tăieri sau marcări ilegale, cel puțin pe proprietatea respectivă, deși cred eu că ancheta lor e un pic mai amplă. Mihaela, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnul Cătălin. Bună ziua. Eu sunt din județul Suceava, sunt activist de mediu. Curios, sunt femeie, dar sunt activist de mediu. Sunt pentru apă. Eu nu sunt pentru păduri, dar vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă la Suceava are două cauze. Neimplicarea autorităților și lipsa unei prese adevărate. Adică aia de investigație, știți? La Suceava autoritățile așteaptă să fie puse probele pe masă. Și cu probele pe masă și tot nu sunt suficiente. Înțelegeți? Da. Păi văd. Nu sunt suficiente pentru ei. Deci eu, activitatea mea este pentru balastierele de pe râul Moldova. Nenumărate controle. Garda de mediu, poliție economică, sistemul de gospodărire a apelor. Râul Moldova este proprietate publică. Asta ca să vin în asentimentul cu discuția din anterior. Deci râul Moldova este proprietate publică. Este dat doar parcele în chiria anumitor societăți care îl hăcuiesc efectiv. Deci eu chem Garda de Mediu, Garda de Mediu îmi spune de ce nu chem Apele Române, chem Apele Române, îți spune de ce nu chem Ariile Protejate, chem Ariile Protejate, îmi spun trebuie să facem la Garda de Mediu. Deci este un cerc din care nu se iese niciodată. Dar ție nu ți-e frică că o să ții bătaie într-o zi? Nu sunt singură. Nu sunt singură, să știți că am avut și eu destule amenințări, am avut și șansa să negociez cu mafia palatierilor, șansa pe care am refuzat-o. Adică ți s-au oferit bani să nu mai faci scandal. Da, bine, și chiar acum dacă eu nu iau bani, balastierile între ele tot spun, ba ei de la ăla, ba ei lua de la ăla. Nu, asta e problema, deci noi activiștii din mediu facem o activitate din dragoste pentru natură. Înțelegeți? Deci o facem pe banii noștri, pe timpul nostru, pe viața noastră. Nu vrem să ni se ridice statui. E parte din mine gândul ăsta. Că dacă aici, facem din dragoste, nu vrem mulțumire. Aici dar vreau vrea să ajung. Când spui că facem pe viața noastră lucrurile astea, eu aș vrea ca statul român să înțeleagă că s-a ajuns chiar în momentul în care e chiar pe viața voastră. Adică aș vrea să vadă și domnul Bode și domnul Câțu și domnul Iohannis că ei sunt în ipoteza asta, că mai târziu sau ori mai veni și alții, să înțeleagă că s-a ajuns în punctul ăla peste care nu putem trece.
Adică nu e posibil ca un om sau ca tu, Mihaela, să te duci într-un loc, să semnalezi ceea ce crezi tu că e o abatere și să stai cu frică semnalat pentru viața ta. Nu mă scuzați, am semnalat. Și au venit un echipaj de poliție care habar nu avea de lege. Eu o trebuie să învăț într-un an de zile legea apelor, să învăț toate hotărârile de guvern, să învăț toate OUG-urile, tot ce este posibil, pentru că ne prostesc în fața autoritățile. Ne prostesc efectiv. Asta se întâmplă la Suceava. Da, mulțumesc mult. Revin, există o idee politică a unui DNA al pădurilor. Sigur, idei, nu știu, compartimentări, poate mai multă putere, nu știu, poate ar merita să o încercăm și pe asta. Dar atenție, încă o dată, și aici la București, nu numai la Suceava, piedicile în calea unor acțiuni ale justiției împotriva acestor oameni sunt mari și sunt foarte mari și se discută la masa acelei coaliții, da? Și sunt partide și membrii de partid care trag toate frânele acolo. Să nu se întâmple ceva în beneficiul societății, ci în beneficiul unor oameni. Nu întâmplător și-au luat ăștia bătaie, nu, dincolo de încălcarea proprietății private, cum ne-a spus mai devreme domnul Mihailescu. Și-au luat bătaie, în primul rând, pentru că ei călcau pe niște mușuroaie de bani. Hai să înțelegem asta. Și asta e, de fapt, mesajul către societate. Bă, dacă vă mai băgați aici, o să muriți. Ăștia de data asta au scăpat. Bogdan, salut, ești la România în direct. Bună ziua! Spuneați de intervenția autorităților acum după acest incident. Eu cred că este tardiv acum dacă s-ar fi intervenit, pentru că rețelele de crimă organizată funcționau dinainte de acest incident. Evident, nu, evident, da. Trebuia procurorii cot să stea pe ei de foarte mult timp. Dar acum ai faptele. Sunat... Te rog, de ce ai sunat? Eu am sunat să-i aduc aminte domnului Bode că într-o decizie a Curții Constituționale dată ca urmare a solicitării făcute sau cererii făcute de celebrul de pe acum Tudorel Toader, așa, activitatea procurorilor se află sub autoritatea Ministrului Justiției. Deci principalul responsabil pentru evaluarea procurorilor, ca să parafrazăm pe celebrul personaj, se face de către Ministrul Justiției. A, domnul Bode, interimar la justiție, asta vrei să spun? Nu contează. Dumnealui, da, dumnealui poate să pună pe picioare DICOT-ul, care este blocat în momentul de față, nu mai funcționează, ca și DNA-ul, de fapt. De fapt, ei nu mai funcționează. Se ocupă numai de plevușcă. Dacă doresc, dacă au voință politică. Dacă nu au voință politică, asta se vede deja, să ne lase în pace. Pentru că dumnealor, dumnealui, de fapt, ca ministru al justiției, poate să pună un procuror general, un procuror de ICOT, un procuror DNA care să, într-adevăr, să lupte contra crimei organizate. Hai să stabilim niște nuanțe aici, să înțeleagă lumea. Un ministru al justiției, fie Bode sau altul în circunstanța asta, nu poate să îi ceară să instrumenteze un dosar de o anumită manieră, dar poate cere la modul general, poate cere la modul general niște linii de acțiune în toată chestiunea asta. Păi, prieten, deci, ce-ați o evaluare făcut generală, da, a activității procurorului. Adică să ne păstrăm echilibru, să nu înțeleagă lumea că de la decizia aia încoace, ministrul justiției pune mâna pe telefon și zice: Dicotule, vreau să-l prinzi cu tare și vreau să-l prinzi de maniera asta. Dar poate să-i spună. Da. Rezolvă problema asta. Da, problemele astea, pentru că sunt pe crimă organizată, suntem praf. Deci, așa cum a spus, aici ai rostit, Bogdan, ai rostit un cuvânt mare, da. Și bine ar fi să înțeleagă și politicienii din România. Asta e crimă organizată, ceea ce se întâmplă în pădurile din România. Păi, interesele lor se și înțepăt un puțin cu ei, pentru că îi ajută în alegeri, mobilizează votanți și mai departe. Și se știe treaba asta. Sunt fonduri, le dau bani în alegeri de fiecare dată că sunt în dificultate. Politicienii de toate nuanțele apelează la crimă organizată de la noi ca să le ceară bani în campanii electorale. Asta se știe de mult. De asta nu avem noi procurori de ICOT care să-și facă treaba. Nici ei, nici procurori de ICOT nu sunt convinși. Nu am văzut niciunul motivat să treacă peste acest blocaj politic și singur să ia în mâini aceste cazuri să le facă. Pentru că și lor... Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, spor la treabă. Pentru că și lor, de ani de zile, li s-au dat aceleași semnale de teamă.
cu alte ghioage și topoare, înțelegeți? Cu de alea metaforice. S-au dat cu ghioagă de pe la CSM, de pe la SIJ, a venit puterea politică și a zis: procuroare, ce faci? Anchetezi, ai încălcat drepturile omului. Stai că o să spunem o lege prin care tu o să răspunzi personal de ceea ce faci. Topoarele alea și bâtele alea și umblatul în fundul gol s-a făcut metaforic, nu violent și fizic, cum s-a întâmplat în cazul acestor oameni. Dar s-a întâmplat și în cazul procurorilor. Și acolo oamenii au fost timorați. Bine, și unii dintre ei sunt așa cum vă închipuiți când sunt, probabil. Marius, salutare, ești la România în direct. Salut, domnule. Ideea e că toți sunteți vinovați, și voi și guvernanții. Asta e țara, știi cum e. Toți suntem vinovați, asta e vorba lui Nelu Tătaru. Acum, unii mai mult, alții mai puțin. Sunteți în egală măsură, să știi. Cu cine? Cu ăștia de l-au bătut pe Tiberiu Boșutar și pe... Voi împreună cu guvernanții. Că pe o parte îi ajutați, pe guvernanță nu respectă legea. Iar pe partea cealaltă, na, se întâmplă cu oamenii ăștia... Acum trebuie să vii cu exemple concrete ca să înțeleg la ce te referi. Păi îți dau un exemplu. Cum s-au dus ei pe proprietatea aia privată, să vină, de exemplu, la mine, în acasă, să-mi intre pe proprietate privată, că eu știu ce fac. Iau gunoiul și-l pun în stradă. Și odată la două luni îl iau și-l duc. Păi dacă vii să mă filmez ca și gardă de mediu, de exemplu, că pun gunoiul în stradă, te bade, te cași. Na, da, scuzați expresia, da. Păi de ce? Dar stai un pic. Du-te și vezi de ce aruncă ăla gunoiul. Du-te să vezi de ăia de ce fac treaba aia. Păi cum? Adică tu ce mi-argumentezi aici? Că nu înțeleg. Dacă păi ai eu, făcut... de exemplu, dacă... ar trebui să am niște chestii de la stat, niște beneficii. Da. La mine nu intră mașina de gunoi pentru că nu e drum, de exemplu, și stau în Timișoara. Aha. Ok. Și m-am rugat de oamenii ăia, na, i-am înțeles. Ok, și nu intră în continuare. De ce apar la televizor eu, că uite și pe nesimțitul ăla aruncă în stradă? Da, păi nu cred că apar chiar așa, adică discutând chiar cazul tău, cred că te-ar filma și te-ar întreba și ai spune, băi, oameni buni, dau gunoiul aici pentru că nu-l ia nimeni. Nu prea fac așa, pentru că ori venit locala la mine, m-au filmat odată și ori venit locala la mine și erau gata să-mi dea amendă. Da, erau gata, dar nu ți-au dat, adică argumentele au funcționat. Păi nu, pentru că m-au nimerit pe mine acasă, nevastă mi-au dat. Când am fost acasă. Nu pot să comentez asta, nu-mi dau seama exact care e situația acolo, dar e greu să spun așa că toată lumea e vinovată. Le cam țineți partea, din păcate. Cui le ținem partea? La guvernanți. Nu arătați și tot ce fac ei și cu miniștrii ăștia de justiție. Păi la cât să schimbă acolo capul, sosete, nu mă ierte Dumnezeu, dar... Sunt degeaba. Nu știu ce să se răspund la asta. Păi lasă ministrul 10 ani și după aia trage-l la răspundere. Nu-l dai acum pe câțul jos, că nu știu ce mi-l convine lui ăla de la USR sau invers. Lasă-l și după 2 ani cere-l, trage-l la răspundere, bagă-l în pușcărie. Să-l bagi și în pușcărie, da. Vă că la așa, tine... dai acum jos, vine altul și după aia, păi nu eu, câțul. Și tot așa. Vă că acum, îți mulțumesc, Marius, vă că acum democrația merge la extrem, adică, băi, pușcărie cu mandat cu pușcărie, adică în coadă e cu pușcărie. În fine, da, fiecare cu părerile lui, dar aici există tot felul de nuanțe, nu e, le țineți partea asta. Da, nu știu, când, unde, cum, în ce situație. În fine, Ciprian, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, de la păduri. Da, știu, acel Ciprian care în 16 mai ți-am spus că singura soluție este emigrarea. Vă să fac două comentarii legate de subiect și unul personal. Ne-am certat? Nu ne-am certat. Sper doar să te fi marcat definitiv legat de situația din România. Legat de păduri, e exact ce se întâmplă peste tot. Deci am spus atunci că nimic nu funcționează. Nu se poate ca cei 20 de oameni să sară cu bâtele și cu parul dacă nu ar ști că au spatele asigurat. Păi și ai văzut că l-aveau? Cu siguranță o să-l aibă. Cu siguranță am văzut că sunt sub control judiciar, adică... Așa și... Ce o să mai zic eu la asta? Dacă pe tine și... bătea unul și te-ar amenința cu moartea mâine sau pe mine și ar fi așa sub control judiciar să umble liber pe acolo, ce așa și... Pentru că asta era și ideea. Nu se va întâmpla nimic pentru că ei sunt asigurați. Eu sunt din Alba Iulia, aici când vin controlele pentru lemne... Șoferii care vin din Munții Apuseni cu lemne au documentele puse în ordine. Pentru că informațiile circulă dinainte. Ei au pus documentele în ordine. Și legat de cum se fură legal, sau îl spun eu, că
știu oareșcum, că n-am căzut din copac ieri, se dă un termen pentru a duce, de exemplu, un camion de lemne de undeva către un către firma cea mare din Sebeș. Se dă un termen în ore, iar camionul face două drumuri în timpul regulamentar. Unul pe acte și unul nu. Acum o să sară o grămadă de oameni care spun că s-a reglementat și problema asta. Am vorbit despre asta la Deșteptarea României, așa e și bănuiala mea. Am vorbit despre asta la Deșteptarea României și am spus și eu același lucru. Vedeți că în timpul ăla faci două drumuri și ai zis, nu. Da. Acum am setat două și mai fiind treaba asta. Ok, sunt convins că se fură. Ce, Doamne, iartă-mă. Că dacă nu se fura, nu se băteau oamenii ăștia, nu? Despre ce vorbim? Bănuiesc că nu făceau acolo activitate super legală. Bănuiesc. Evident că nu. Da. Asta e. Da. Și știi că spusesem atunci că singura soluție este pentru a pleca. Vreau doar să spun că am făcut demersurile necesare și aștept să ne vină aprobarea pentru a pleca cu soția mea și cu fetițele definitiv. Unde plecați? Ceea ce recomand multora care sunt fer convins că vreo 6 milioane de oameni gândesc ca și mine acum. Mă suni înainte de a pleca, nu? Promit, în ziua respectivă te contactez pe Facebook și te sun. Da, la revedere de la tine. Scrie-mi personal, indiferent de ce vorbim, o să intri în emisie. Poate te conving, te întorc de la aeroport și zic, Ciprian, asta e doar salvarea România personală. România asta de acum, Cătăline, Doamne ferește! România asta de acum, niciodată. Știi că eu chiar sufăr aici pentru că, vezi, mie îmi pleacă doi ascultători, tu și cu soția ta. Voi plecați. Pentru mine, când pleacă ascultătorii, e dureros. Toată industria mea, odată cu plecarea voastră, are de suferit. Cătălin, eu sunt cu minimul pe economie și cu restul la negru, al treilea job. Lucrez în vânzări, sunt director de vânzări. M-am întors de la golf, ca să vorbesc cu tine, dacă înțelegi ironia. M-am întors de la golf. Soția mea are 3 facultăți și un master făcute pe bune. Câștigă sub 400 de euro la bancă. Dar e la golf și ea e la golf acum, știi? Asta e România reală, prietene. Da. Nu, te cred. Azi nu te contrazic. Îmi adun argumente pentru momentul plecării. Te rog să-mi scrii, Ciprian. Te îmbrățișez să vă meargă din plin oriunde vă duce. Adrian, salutare, ești la România în direct. Hai, rămâi Bună cu ziua. Noi. Rămâi cu noi aici că avem treabă, că uite pleacă lumea. Bună ziua, domnule Striblea. Vă ascult. M-auziți? Da, sigur. Ascult de aproape 2 ani, contrar interlocutorului meu. Eu m-am întors în țară după 24 de ani și sunt din Fălticeni, județul Suceava, și lucrez la o școală generală. Și vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră și cu am mesaj cu domnul Eugen Barbu, că dumneavoastră și cu Eugen Barbu vă mai interesați de poporul ăsta și mai aveți grijă ce se mai întâmplă. Așa. Eu le-am scris tot timpul pe net și m-au blocat și toate chestiile astea. Ultima dată cu atacul care s-a întâmplat acum în Suceava, în pădure, dați un telefon și la SRI, poate știu, Serviciul de Vânzări Naționale, care se întâmplă în țara asta. Pentru că în spatele premierului Cățu, la fiecare interviu, stă insecta asta dăunătoare, numită fluturi. El nu este întrebat de unde și cum, ce face și de unde are tot ce are, pentru că știe exact ce se întâmplă. Vorbiți așa, un pic elegant și frumos, da? Adică, da, și eu l-aș întreba. Emisiunea de astăzi a pornit cu numele domnului Flutur. Și eu l-am salutat pe domnul Flutur la 1 și un sfert. Și am zis, domnule, bine, sănătos, tot în regulă, județul merge, brici, să mai bate lumea, să mai iau capete. Da, sigur că da. Dar vreau să... Deci, mă scuzați pentru chestia asta care am reprodus-o, dar vreau să vă spun în felul următor. Acum 6 luni, iar activistul de mediu a fost bătut și distrus pe la Rădăuți, peste tot. Exact cum spunea și interlocutorii mei, ăștia au spatele asigurat. Deci nu se poate. Știți, eu am lucrat în 8 țări europene. Ultima dată am fost la o intervenție la o antenă parabolică în Albania și acolo s-a dat o lege, cine tai un copac face 10 ani de închisoare. La noi, deci, nu s-au urmărit chestiile astea. Și nu se vor urmări niciodată. Și nu vor avea nicio problemă privind populația, poporul sau așa mai departe. Am vrut să iau legătura dumneavoastră, să expună pe post ca să se înțeleagă care este chestia, pentru că spunem de aur, spunem de X, spunem de Y. Bine, extremism și toate chestiile astea. Dar
cu o anumită influență de undeva se abate asupra poporului român. Deci eu vă spun că vă vorbește un fost votant PNL. Eu am votat PNL-ul, nu pot să neg lucrul ăsta. Și am stat și pe la ambasade ca să votăm președintele, ca să nu iasă X, Y și Z. Dar ceea ce se întâmplă, cum exprimați noastră în emisiune, este strigător la cer. Nici într-o țară din lume nu se execută cu violență aceste chestii, adică a jurnaliștilor. În toată viața mea eu am respectat jurnaliștii pentru că ăștia au expus ceea ce trebuie să fie pentru popor, pentru omul de rând. Că dacă nu erau jurnaliștii, noi eram pierduți prin toată lumea. Înțelegeți? Pentru că și acolo toți jurnaliștii erau lângă noi sau peste tot unde au fost. Și activiștii de mediu, pentru că dacă nu-i finanțează cineva din guvern, trebuie să-i financeze un ONG, cineva, ca să poată să facă toate lucrurile astea. Îți mulțumesc pentru mesajul tău, căci lumea trebuie să mai și înțeleagă lucrurile astea, că și jurnaliștii, indiferent de credințele lor, de modul în care își fac uneori mai bine, alteori mai prost profesia, totuși au o contribuție la societatea asta și în fiecare zi, fiecare dintre noi primește zeci de mii, sute de mii de știri, le primim și gratuit și le primim pe munca unor oameni. Sunt și în breasla asta mulți oameni dedicați care încearcă să afle cât mai multe. Și ea e o oglindă a României. Deocamdată România a primit un pumn în figură, da? Poate chiar mai mulți astăzi. Și aș vrea să-i văd pe politicienii români fremătând mai mult din cauza asta, da? Pentru că astăzi li s-a întâmplat unora care poate nu vă plac. Dar mâine s-ar putea să vi se întâmple vouă, altora, s-ar putea să ajungem la lucruri mai rele. Și dacă nu luați o atitudine serioasă acum și dacă nu ieșiți de la golf sau din alegerile voastre care au paralizat o țară întreagă, s-ar putea să suferim cu toții mai târziu. Mâine, prieteni, tare mi-e teamă că ne ocupăm de altă mafie. Una pe care statul a lăsat-o așa să se dezvolte cum vrea ea. Stați pe aproape. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.